Dacă te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ai putere și bogății nelimitate, atunci probabil nu ești singurul. Cine nu a visat vreodată să devină un lider atotputernic, bogat și înconjurat de oameni care să-i îndeplinească orice dorință? Pentru a afla cum este să trăiești precum bogatul dictator sau lider suprem al unui regat sihastru, hai să aruncăm o privire la cât de bogat este Kim Jong-un și la cum își cheltuie acesta averea. Națiunea secretoasă Coreea de Nord găzduiește 25 de milioane de cetățeni care, în cea mai mare parte, trăiesc în sărăcie extremă și izolare. În medie, un cetățean din Coreea de Nord câștigă în jur de $2000 pe an și se estimează că peste 40% din populație este extrem de subnutrită. Nu e un secret faptul că Kim Jong-un este cel mai bogat om din Coreea de Nord, dar cât de bogat este acesta? Răspunsul este mai greu de găsit și calculat. Coreea de Nord este numită de obicei regatul sihastru deoarece este izolată de restul lumii. Liderii Coreei de Nord controlează fiecare detaliu despre viața cetățenilor, inclusiv mass media și accesul la internet. Așadar, obținerea unor informații exacte despre această țară secretoasă este dificilă. Nu există estimări oficiale ale averii lui Kim Jong-un, așadar nu a fost menționat în lista celor mai bogați oameni compusă de Forbes. Totuși, Forbes l-au listat ca al 36-lea cel mai puternic om din lume, din moment ce are control absolut asupra țării și cetățenilor ei. În 2013, o investigație la care au participat Coreea de Sud și America a avut ca scop stabilirea valorii nete a lui Kim Jong-un. Bazându-se pe puținele informații pe care le-au obținut după luni de muncă asiduă, aceștia au stabilit că Kim Jong-un are o valoare netă de cel puțin 5 miliarde de dolari, ascunsă sub nume false în conturi bancare din străinătate precum Austria, Elveția, Rusia și Liechtenstein. Cea mai mare parte a averii sale se află în China, acolo unde pot fi găsite multe conturi cu milioane de dolari. Dacă estimarea este corectă, o valoare netă de 5 miliarde de dolari l-ar clasa pe locul 320 în lista celor mai bogați oameni din lume alături de alți banchieri și mogul de succes. Kim Jong-un s-a născut într-o familie puternică și avută, dar nu s-a așteptat să ajungă la nivelul de care se bucură astăzi. Fiind cel de-al doilea fiu al tatălui său, fostul lider suprem Kim Jong-il, fratele său mai mare, Kim Jong-chul, era favorizat pentru poziția de viitor lider al Coreei de Nord. Toate acestea s-au schimbat când el a fost prins încercând să intre în Japonia cu un pașaport fals. Acesta a afirmat că dorea să viziteze Disneyland-ul din Tokyo, însă daunele erau deja făcute. Făcuse de râs regimul Coreei de Nord, iar poziția sa de favorit a fost dată fratelui său mai mic, Kim Jong-un, pe care mulți îl considerau o copie fidelă a tatălui său. Kim Jong-un avea un alt frate vitreg, Kim Jong-nam, care fusese favoritul tatălui său de-a lungul anilor. Astfel a devenit o amenințare în ochii lui Kim Jong-un, deoarece atunci când a ajuns la putere, Kim Jong-nam a fost atacat cu o neurotoxină într-un aeroport malaezian și asasinat în 2017. Deci, acum că Kim Jong-un a obținut putere și avere nelimitată, cum își cheltuie banii? Oare îmbunătățind viața oamenilor și scoțând Coreea de Nord din evul mediu? Ei bine, nu chiar. Kim Jong-un a fost crescut în lux, iar gusturile lui au devenit mai exorbitante de când a ajuns la putere. Kim Jong-un a urmat cursurile unui liceu elvețian sub un nume fals. Probabil de aici a dezvoltat plăcerea pentru ceasurile luxoase. Conform unor surse, Kim Jong-un are o colecție personală de ceasuri care valorează mai mult de 8 milioane de dolari. Kim și soția lui sunt văzuți purtând ceasuri scumpe și folosindu-le drept cadouri pentru membrii înalți din partid. Recent, Kim Jong-un nu a mai reușit să obțină ceasuri luxoase din Elveția după ce Națiunile Unite au interzis exportul cu bunuri luxoase înspre Coreea de Nord ca răspuns la programul lor nuclear. Foștii colegi ai lui Kim Jong-un, care pe atunci îl cunoșteau drept Pak Un, fiul unui lucrător la ambasadă, își amintesc despre obsesia acestuia cu basketul. Se pare că basketul este o tradiție de familie. Tatălui Kim era un mare fan al lui Chicago Bulls. Acesta a încercat să aranjeze ca Michael Jordan să viziteze Coreea în timpul conducerii lui, totuși nu a reușit.
Probabil Kim Jong-un simțea că își trăiește visul copilăriei în 2013, atunci când legenda basketului Dennis Rodman a vizitat Coreea de Nord. Starul controversat a fost de multe ori în Coreea de atunci și s-a autonumit un prieten pe viață al liderului suprem. Chiar dacă peste 40% din populația Coreei de Nord este subnutrită, Kim Jong-un se înfruptă din cele mai rafinate mâncăruri din jurul lumii. Este estimat că acesta cheltuie milioane de dolari anual pentru a se hrăni pe el și pe cei din cercul apropiat. Kim preferă carnea de porc din Danemarca, caviarul iranian, vita Kobe japoneză și pepenii proaspeți din China. Toate acestea în timp ce dieta oamenilor de rând constă în orez și kimchi. Un alt obicei preluat din vremea liceului este obsesia pentru brânzeturi. Conform unor surse interne, dieta lui Kim constă în totalitate în brânză. Zvonurile spun că a trebuit să facă o pauză de la adresările publice deoarece s-a îmbolnăvit după ce s-a îndopat cu brânză Emmentaler din Elveția. Unii cred că acesta încearcă din adins să se îngrașe pentru a arăta ca bunicul său, Kim Il-sung. Într-o țară în care majoritatea oamenilor mor de foame, o figură plinuță este privită ca un simbol al bogăției. Kim Jong-un a moștenit dragostea pentru mâncare tot de la tatăl său. În 1997, Kim Jong-il a angajat primul bucătar italian din Coreea de Nord pentru a face pizza pentru familia conducătoare și elite. Atât Kim cât și tatăl său adoră pizza acoperită cu carne, șuncă, pepperoni și prosciutto. Nicio experiență nu ar fi completă fără o băutură și desigur Kim Jong-un are cele mai rafinate gusturi și în acest caz. Acesta cheltuie aproape 30 de milioane de dolari anual pentru a importa Hennessy Whisky și cele mai rafinate șampanii din lume. De asemenea, cheltuie peste $1 million anual importând cea mai rafinată cafea braziliană. Desigur, Kim Jong-un nu se poate bucura de cea mai bună cafea și de cele mai scumpe băuturi fără țigări de lux. Kim, fiind un fumător avid, preferă țigările franțuzești importate care costă $50 per pachet și care vin într-o cutie de $165. Iubirea lui pentru țigări este atât de puternică încât investigatorii care i-au analizat finanțele în 2013 sunt convinși că o bună parte din averea acestuia provine din fabricarea drogurilor ilegale și a țigărilor. Se pare că el nu are o problemă în a-și construi averea pe piața neagră. Experții estimează că Coreea de Nord face aproape $15 milioane anual din valută contrafăcută și Națiunile Unite estimează că hackerii din Coreea de Nord au furat mai bine de $2 miliarde din sistemul financiar global. Kim Jong-un nu are nicio problemă să-și cheltuie banii rezultați din activitățile infame ale regimului, iar dieta lui este doar vârful icebergului. În 2012, organizațiile drepturilor omului au pus presiunea pe liderii mondiali în încercarea de a-i opri să exporte bunuri de lux înspre Coreea de Nord cât timp oamenii acolo mor de foame. Regimul oficial a cheltuit aproape $650 de milioane anual în importarea animalelor exotice, a electrocasnicelor, parfumurilor pentru elite, în timp ce oamenii obișnuiți trăiesc în sărăcie lucie. Kim Jong-un este fără îndoială principalul beneficiar al acestor cheltuieli. Deși rare ori pleacă din acest regat sihastru, liderul suprem călătorește în stil. Deține mai mult de 100 de mașini de lux, inclusiv un Rolls-Royce Phantom 7 blindat valorând $500,000 și o colecție de peste 30 de Mercedes-Benz moștenite de la tatăl său. Vehiculul preferat al tatălui său era S600 Pullman Guard Limousine, o limuzină blindată care face față gloanțelor, grenadelor și are un preț de $1.5 milioane. Se zvonește că Kim are un Audi R8 V10 de primă generație. Un transport de 42 de Audiuri din China înspre Coreea de Nord a fost confirmat. Cu siguranță puteau fi destinate unui singur om din întreaga țară. Aceasta este doar flota personală. Ca lider absolut al Coreei de Nord, Kim Jong-un deține flota militară a națiunii, având vehicule precum transporterul Erector Launcher 9 Axle capabil să transporte și să lanseze cele mai puternice rachete ale Coreei de Nord. Pentru călătorii mai lungi, precum cea din ianuarie 2019, când Kim și-a sărbătorit aniversarea în China, acesta călătorește cu stil la bordul trenului său blindat.
După ce se îmbarcă în tren pe o rampă cu covor roșu, Kim se relaxează în scaunele de piele roz, soarbe vin franțuzesc și ronțăie niște brânză elvețiană sau dictează tot felul de ordine subalternilor săi de la masa de conferințe de la bord. Desigur, la bord se află un bucătar pregătit să satisfacă toate dorințele liderului suprem, oferind meniuri din toată lumea. Din moment ce trenul și vehiculele blindate nu sunt suficiente, Kim Jong-un are de asemenea propriul avion privat, vechi de decenii și cu o valoare estimată la 1,5 milioane de dolari, poreclit Air Force One. Pentru a pune capac la toate, Kim deține și unul dintre cele mai luxuriante iahturi din lume, un palat plutitor al plăcerilor în valoare de 7 milioane de dolari, având 60 de metri pe care Dennis Rodman l-a numit o corcitură între un feribot și o barcă Disney. Având toate opțiunile de transport de lux la dispoziție, Kim Jong-un poate călători în stil între cele mai bine de 17 case luxoase și vile din toată țara. Casa principală este un imobil antinuclear denumit Central Luxury Mansion, localizat în capitala Pyongyang și dotat cu propria stație de tren subterană. Atunci când vrea să se relaxeze, Kim poate petrece timp la stațiunea de schi construită la puțină vreme după ce a ajuns la putere, sau poate sta pe insula lui privată unde are propriul tir de arme și propriul teatru. Dennis Rodman a vizitat insula lui Kim în 2013 și a numit-o o petrecere de 7 stele, plină de mâncăruri rafinate, băuturi și cele mai luxoase lucruri pe care le poate oferi lumea. Totuși, când vine vorba de cel mai ciudat mod în care Kim alege să-și cheltuie averea, trebuie să fie colecția sa de cai pur sânge de curse pe care îi folosește în fotografiile de propagandă. Se pare că de când a ajuns la putere, acesta a cheltuit mai bine de jumătate de milion de dolari importând cai. Chiar dacă Kim Jong-un a introdus câteva reforme în timpul domniei sale și proiectează o imagine mult mai relaxată decât tatăl sau bunicul său, cu siguranță are și o parte întunecată. Se pare că a executat sistematic pe toți aceia care au reprezentat o amenințare, inclusiv pe fratele și unchiul său. În timp ce oamenii din Coreea de Nord mor de foame, iubitul lor lider cheltuie sute de milioane de dolari anual pe mâncăruri rafinate și alte servicii de lux. Probabil nimeni nu i-a spus vreodată că odată cu puterea vin și responsabilitățile. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!